Nici liceenii de la Colegiul Național Radu Negru nu s-au lăsat mai prejos și au organizat mai multe momente în cinstea zilei de 24 ianuarie. Elevii clasei a 10 au participat la un concurs care a avut ca temă Mica Unire. În plus, tinerii au organizat o expoziție în cinstea acestei zile. Elevii de la Colegiul Național Radu Negru și-au testat cunoștințele de istoria românilor și în special cele legate de unirea de la 24 ianuarie 1859 în cadrul unui concurs. De această dată am mobilizat clasele a 10-a pentru că au și o tematică în clasă conform programei legată de ziua de 24 ianuarie. Clasa a 10-a însă a fost cea mai implicată pentru că ea este cea care a participat la concurs și a obținut premiile despre care era vorba. Celelalte clase a 10-a au contribuit la realizarea acestei mici expoziții, fie cu anumite picturi, fie cu niște referate gen mici proiecte. Repet și mă întorc la clasa a 10-a, am uitat să spun ceva foarte important. Concursul a fost sub forma unor proiecte prezentate pe echipaje. Am împărțit tematica legată de 24 ianuarie în 6 părți și am repartizat-o celor 6 echipaje care au prezentat pe calculator în fața publicului ceea ce ei au crezut important din perioada respectivă. Proiectele realizate de ei au fost apreciate de cadrele didactice, dar și de elevii din școală. Nu a fost o muncă ușoară, însă cele mai bune au fost premiate astăzi. S-a organizat un concurs legat de semnificația zilei de 24 ianuarie. Și astăzi am plăcerea de a înmâna diplomele câștigătorilor. Astfel, premiul întâi se acordă echipajului numărul 6, văd eu aici, format din Stanciu Nicoleta, Roșca Alexandra, Grecu Iuliana, Cimpoierul Florin și Optiș Cristian. Felicitări! Mulțumim. Am avut un proiect despre demiterea lui Alexandru Ioan Cuza. Am făcut un proiect PowerPoint, am avut emblema desenată, drapelul pe față și apoi diploma. Cât de cât, s-a meritat efortul. Noi am avut proiectul despre dubla alegere al lui Alexandru Ioan Cuza. Am făcut și un desen, tot o prezentare PowerPoint și am avut aceste embleme și tricolorul. În plus, elevii au realizat o expoziție care cuprinde referate, dar și diverse picturi cu scene de la 1859. Expoziția va putea fi admirată încă 2 zile.